Acum. Eu nu m-am întors aici, nu m-am desfășurat aici ca să fiu un clovn de circ. Și nu m-am întors aici ca să fiu un magician sau să mă dau un spectacol. Și nu m-am întors aici deloc ca să-mi eclipsez oamenii. Am făcut deja asta. M-am întors să vă învăț în propriile voastre limbi, în propria voastră știință, cum să faceți asta și cum să înțelegeți înțelepciunea veacurilor. M-am întors înapoi aici, nu ca să fac toate miracolele pentru voi, ci ca să vă învăț cum să le faceți singuri și să vă învăț ce este Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care există școala asta. Este un motiv pentru toate persecuțiile prin care a trecut școala și această femeie. Dacă nu am fi fost vrednici, nu am fi dăinuit. Noi suntem aici cu un motiv, iar motivul acesta funcționează. Câți dintre voi m-ați văzut făcând lucruri remarcabile în prezența voastră? Ridicați mâinile. Pot să le fac. Ce important însă este că voi le puteți vedea și puteți crede în mine, dar asta nu vă pune pâine pe masă atunci când mergeți acasă și nici nu vă trimite un mesager și asta nu vă învață cum trimit eu mesagerii. Fosta mea țară este plină de avataruri care sunt fericiți să vă demonstreze puterile pe care le au. Este acolo un mare avatar care, în ultima sa viață, în loc să facă Twilight, a stat în continuu, în fața unui foc de mult stins și s-a concentrat pe cenușă. Toată viața lui. Și acea cenușă a devenit emblema noii sale reîncarnări și a prezis cu acuratețe acea reîncarnare. Cum a făcut-o? Cum creați voi realitatea? Dacă tu spui că o să te întorci ca o anumită persoană și tu ai visat acea persoană în amintirea viitorului, atunci se va întâmpla. Aceea este puterea pe care cineva o are asupra timpului. Poți să prognozezi cine vei fi și cum vei fi. Se numește amintirea viitorului. El a stat în cenușă toată viața lui și putea să facă foarte puține lucruri. Deci, pentru ce a fost toată viața lui? Ca să învețe puterea concentrării. Să învețe să viseze cenușa. Și în această viață este formidabil, uimitor, dar este doar un avatar. Nu poate nici măcar să înceapă să învețe pe cineva cum să facă ce a făcut el, deoarece nu are curajul să spună nimănui să stea lângă cenușă toată viața și să se concentreze. Cine ar face una ca asta? Nimeni din această audiență. Mă pot uita mult și bine și nu voi găsi nici o singură persoană între voi ca să facă asta. Nu-mi pasă cât de mult spuneți că iubiți pe Dumnezeu, cunosc natura umană și voi n-ați face așa ceva. Deci dacă asta este suma totală a experienței sale, cum învață el pe cineva să facă miracolele pe care le face el? E doar un comediant. Nu poate să învețe pe nimeni. Eu nu m-am întors ca să fac asta. M-am întors ca să vă schimb viața, astfel încât voi să puteți face asta. Și dacă cel mai mult ce trebuie să faceți este să stați în Twilight timp de 7 ani, tot e mult mai bine decât să stai și să te zgâiești la un foc stins de mult toată viața ta. Câți dintre voi înțeleg? Acum, evident că sunt oameni în această audiență care nu vor visul pe care l-am eu pentru voi. Dar visul poate fi divizat și negociat în multe feluri. Dumnezeu este foarte nelimitat. E nevoie de o ființă foarte, foarte aparte
să facă ce am făcut eu și să facă ce a făcut avatarul și să facă ce fac maestrii. Nu este ușor. Nu este ușor. Ei renunță la atâtea, renunță la tot în viața lor. Nu lasă să le fugă mintea, la nimic. Este prea periculos. Inițierea lor este o viață întreagă. Ființe alese. Dar cei care ajung sunt recompensați din plin, deoarece în loc să-și dezvolte fibrele musculare, își dezvoltă puterea de a mișca munții din loc cu mințile lor. Aceste ființe au puterea de a schimba totul în orice. Ele pot să reînvie morții, pot să insufle viață într-un copil, pot să manifeste aur în buzunarele lor. Și deoarece sunt atât de puternice, de fapt nu au nevoie de nimic. Și ceea ce urmăresc atunci este extrema de dincolo de această lume, această închisoare. Și curând își dau seama că asta este o închisoare. Și spre consternarea altora, voi nu puteți înțelege despre ce vorbesc. Și apoi sunt unii dintre voi care luați doar această învățătură și deveniți cosmopoliți și vreți să deveniți bogați, vreți să aveți tot ce are viața de oferit și, cu siguranță, sunteți îndreptățiți la toate acestea și nu-i nimic rău în a dori asta. Și aceasta devine, de asemenea, împovărător, deoarece devine o capcană. Sunt unii dintre voi care doriți doar să aveți o viață bună și să-L iubiți pe Dumnezeu. Învățăturile sunt atât de frumoase și cunoașterea atât de profundă, încât și cea mai puțină aplicare creează minuni, oricât de puțin. Așadar, poți să treci prin restul vieții tale fiind o persoană fericită normală cu câteva abilități anormale. Poți fi un părinte fericit. Dumnezeule, vreau ca voi să fiți oameni morali. Există o evoluție naturală în marea lucrare care vă face morali. De ce este așa? Această mică prelegere pe care v-am dat-o aseară referitor la vid, interconectivitatea tuturor lucrurilor, deoarece totul este una. Fiecare pasăre de pe cer și fiecare furnică de pe pământ posedă forța vitală, aceeași forță vitală pe care o veți visa în această seară. Și voi sunteți conectați la ea, sunteți conectați la natură. Cu cât vă treziți mai mult și știți asta, când asta devine realitate în locul acesteia, atunci veți fi în stare să vorbiți cu păsările și ele nu vă vor privi ca pe un dușman, ci ca pe un camarad. Și florile și copacii și vântul deodată vor învia în jurul vostru, deoarece voi ați contribuit la natura lor în loc să luați din ea. Veți deveni morali. Veți avea gânduri mărețe, cel puțin unii dintre voi. Și să deveniți morali în sensul că renunțați la tragediile trecutului și încetați să le mai susțineți. Nu-mi pasă de copilăria voastră. Maturizați-vă odată. Toată lumea știe că personalitatea tuturor este modelată din copilărie. Așadar, haideți să o schimbăm. Nu trăiți în dilema care este, schimbați-o. Și veți deveni mai moral decât sunteți în stare să recunoașteți. Bunătatea și compasiunea, iertarea, au o natură atât de frumoasă încât vă fac inima să cânte. Vă spun eu ce este Dumnezeul din om. Milostenia din om este Dumnezeul. Ce este Dumnezeul din om este compasiunea și bunătatea, care depășesc natura personalității. Vă spun eu ce este Dumnezeul din om. Este iubirea care dansează în ochii voștri. Asta este Dumnezeu. Asta este mintea profundă pe care încerc să vă fac să o înțelegeți. Când faceți ce doriți, este să o aveți ca și conștiința voastră.
Aceste vorbe încurajatoare sunt pentru cei puțini dintre voi care vor ajunge, poate, mari maestri, adică chiar mari maestri. Și sunt unii dintre voi care veți deveni studenți eminenți și alții dintre voi care veți deveni oameni însemnați. Și sunt unii dintre voi care vă veți schimba viețile ca în loc să vă irosiți viața, să-i dați un sens. Să schimbați ceea ce nu vă place la voi și să înlocuiți acel lucru cu ceva frumos. Și să renunțați la obiceiurile care vă distrug și care vă degradează și care vă fac să vă simțiți rușinați și plini de vinovăție. Renunțați la toate acestea și la oamenii asociați lor. Apoi, curățați-vă și iubiți-vă pe voi înșivă. Dacă o faceți, Dumnezeu vă va iubi și va străluci prin voi. Acesta a fost un asei într-un spectru lărgit, pentru a evoca ceva din voi toți, dar din adâncul vostru cel mai profund, pentru a vă trimite pe calea către Dumnezeu. Și chiar asta vreau să zic, către Dumnezeu. Și Dumnezeu nu trăiește în dealul de colo, El trăiește în sufletul de colo. Și dacă veți scăpa de această viață, va trebui să vă abțineți de la unele din poftele ei și să petreceți acele momente în twilight, visând la un sine al vostru mai măreț, astfel încât atunci când ieșiți la suprafață, să fie primăvară și apoi viața voastră să se desfășoare. Maestrul din această școală știe că nu este un maestru, dar este dornic de a deveni unul. Și această dorință este mai presus de orice. Nu contează câți oameni sunt în această sală, nu contează cât timp a trecut de când ați mâncat, nu contează. Fiecare moment este prețios pentru cei sinceri. Și ei persistă în twilight, deoarece ei înțeleg, firesc, încotro îi va conduce. Această enigmă între maestrii și oamenii de rând este o întreagă prăpastie între ei. E un schismă între ei. E ca și cum această viață se sfârșește brusc pe marginea unui abis și voi nu vedeți dincolo de abis. Dar de partea cealaltă a abisului este o nouă împărăție, dar voi nu puteți vedea cum să faceți tranziția, deoarece a vedea înseamnă a crede. Voi trebuie să știți cum să faceți tranziția. Și asta e dificil. Eu nu m-am întors ca să vă eclipsez. M-am întors ca să vă încurajez smerit și să vă învăț. Și ceea ce sufletul vostru găsește familiar în mine este amprenta magnetică care sunt eu. De aceea rezonați cu mine. Și eu sunt minunat. Și a fost nevoie de o viață tumultuoasă, așa.